Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cristina și astăzi am pentru voi un haul de cumpărături de la Auchan. Dar înainte de a trece la ce am cumpărat, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul roșu de abonare și să activați și clopoțelul. Mă ajută foarte mult și vă mulțumesc din suflet dacă faceți asta. Am fost aseară la Auchan și am făcut o tură rapidă de cumpărături. De fapt, n-a fost chiar așa de rapidă, că până la urmă s-au adunat câteva produse. Am ajuns la un total de 328 de lei și 89 de bani și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat. O să încep cu produsele mai interesante, câteva cosmetice, ceva cafea și apoi o să trecem la alimentele care sunt mai de toată ziua, mai plictisitoare. Și am să vă las prețurile afișate în josul ecranului ca să nu mai pierdem acum să caut pe bun. Am să încep cu acest gel de spălare pe față, gel de machiant de la Himalaya, este cu mandarină pentru piele mixtă și grasă. Acesta este. Am mai avut eu de la Himalaya și au fost tare bune, așa că am zis să-l încerc și pe acesta, dar chiar cu mandarină nu mai avusesem. Am mai luat tot de la Himalaya o cremă hrănitoare pentru piele. Așa arată, este o cremă de zi și e un recipient destul de mare de 150 de ml. Mai am un recipient mare de cremă, după ce îl termin pe acela o să... O să trec la asta. Am mai luat un ser antirid forte cu vitamina C de la Cosmetic Plant. Am tot văzut pe la fete produse cu vitamina C. Trebuie să fie bune, sunt utile pentru luminozitatea feței și tenul meu a cam obosit în ultima vreme, așa că am zis că hai să încerc să-i dau un boost cu acest ser cu vitamina C, cu ulei de portocală, 90% ingrediente naturale. Chiar sunt curioasă să-l încerc pentru că n-am mai folosit niciodată produse cu vitamina C. Am mai luat un sirop de tuse pentru copii de la Cofend. Am mai avut noi siropul ăsta și acum îl recumpăr. Mai am aici un sirop de imunitate de la Fares, orăștie. Nouă ne place foarte mult brandul acesta Fares și tot timpul cumpărăm diverse siropuri și ceaiuri de la ei. Chiar am și câteva ceaiuri să vă arăt. Este numărul F147. Ei au niște codificări. Ăsta este bun pentru imunitate și se poate da copiilor peste un an, dar și adulților, așa că o să-l folosim probabil cu toții. Și hai să trecem la ceaiuri, dacă tot suntem la Fares. Am luat un ceai cu ghimbir și lămâi verzi, pe asta l-am încercat deja, e tare, tare bun, chiar mi-a plăcut. Și un ceai de sunătoare, asta l-am luat pentru Andrei. Și dacă tot suntem aici în zona cafelelor, ceaiurilor, am luat și acest pachet, set, eu știu, de două pungi de cafea Costa și am primit gratis o cană. Asta mi-amintesc că a fost 34 de lei și mi se pare o afacere foarte bună. Avem practic două pachete de cafea de intensitate 8. Mie îmi place varianta asta smooth and nutty, așa pun cu gust ușor de nucă. Și având în vedere că cana a fost gratuită, chiar mi se pare o afacere foarte bună. Mi-am mai luat ciocolata amăruie, pentru că rămăsesem fără și eu nu pot trăi în casă fără ciocolata amăruie. Am luat 6 bucăți de la Candia, asta cu 80% cacao. Este o ciocolată românească și din toate pe care le-am încercat până acum, asta mi se pare că are cel mai cremos gust. Îmi place că nu dă senzația de uscat, probabil știți, la ciocolatele negre, fiind foarte multă cacao, ai senzația de ciocolată uscată, de uscăciune. E, asta nu, are un gust tare cremos, nu simți că are atât de puțin zahăr, cred că are zahăr 14 grame la 100 de grame, e foarte puțin și nu se simte la gust. Chiar mi se pare o ciocolată foarte, foarte bună, are 80% cacao și mi se pare excelentă. Am mai luat bapane, așa că nu fac multă gălăgie. Mi-au mai rămas câteva pe masă. Batoane din acestea de la Redis Nutriție, batoane proteice, din două tipuri cumpăr eu de obicei, Ideal Bar și Silhouette Bar. Pe astea le-am tot cumpărat în ultima vreme.
Și da, sunt bune, sunt ok, o gustare rapidă în mașină, de exemplu, dacă merg să iau copilul de la grădiniță și n-am apucat să mănânc înainte, că nu știu ce se întâmplă, dar la noi tot timpul plecarea la grădiniță după copil se face pe fugă și nu prea reușesc să mănânc înainte, mănânc un baton din ăsta, beau puțin apă, pentru că după ce se consumă asemenea batoane, se bea câte o cană de apă, dau puțin apă în mașină și aia sunt bune de plecare. Și cam astea au fost chestiuțele, să zic așa, mai interesante. Hai să trecem și la alimente, așa, chestiile de toată ziua. Am luat o caserolă de măsline negre, din acestea extra largi, pe care au costat 5 lei, 5 lei și 4 lei. Am mai luat un pate de porc de la Sadu. De fapt, am luat și un pate de pui din acela de Scandia Sibiu, dar l-am început și nu l-am mai scos din frigider. O caserolă de, nu caserolă, un carton de ouă de la Regalina, 10 ouă, din acestea mărime M, cot 2, cu, de la găini crescute la sol. Am mai luat un lapte de la Prodlacta Brașov, ne place tare mult laptele ăsta, dar de obicei cumpărăm de la un producător local, dar la urgențe mai luăm și de la supermarket. Am mai luat niște banane, nu știu ce se întâmplă, erau destul de urâțele bananele, dar am încercat să aleg și unele mai acătării, cum s-ar zice, mai breze. Au costat 6,57 lei. Am mai luat niște ardei. Ăștia au mai fost storciți în mașină pe lângă celelalte. Am mai cumpărat mere românești. O pungă, nu știu cât sunt aici, 1,7 kg. Două caserole de icre, acestea din brandul Gastronatura. Nu sunt preferatele mele, preferatele mele sunt cele de la Lidl, din brandul acela Nautica, dar când nu merg în Lidl, merg și astea Gastronatura. Am mai luat niște ceapă. Ceapă, din păcate, din import, din Olanda, nu știu, e puțină, că n-am vrut să iau multă. O să merg la Proza și o să iau românească. 400 de grame. Vreau să vă zic că per kilogram ceapa import Olanda era 2 lei și ceapa românească 7 lei. Ghiciți pe care am luat-o. Bineînțeles că am luat-o pasta ieftină, mai ales că am luat puține bucăți până ajung la Aproza să cumpăr ceva caldă românească. Nu înțeleg de ce prețurile la ceapa românească sunt atât de ridicate în supermarket. Chiar nu înțeleg. În fine, am mai luat o cutie din aceasta de iaurt de la Danone, Cremoso, cu 5,3% grăsime. A fost pachet din acesta promoțional, 7 plus 1, adică am plătit 7 borcănașe și unul a fost gratis. Hai să vedem ce am mai luat aici. Am mai luat un cașcaval rucă de la Gordon, este românesc. Și a fost ieftin, nu mai știu, 6 lei, 5 lei și ceva, 6 lei, o să vă las acum scris în josul ecranului. Și două verde. Varza era românească, una, două. Varza românească chiar frumoasă și nu mai țin minte, nu era scumpă. Asta să verific un pic prețul, per kilogram era 2,79 lei. Ah, da, era totuși destul de scumpă. De obicei varza este un pic mai ieftină, dar arată bine, e frumoasă, așa că am luat două. Și da, cam astea au fost toate cumpărăturile mele. Dacă și voi consumați produse dintre cele pe care eu vi le-am arătat aici, spuneți-mi cum vi se par în căsuța de comentarii. Dacă aveți orice alte sugestii, reclamații, întrebări, tot așa vă aștept cu drag să ne auzim în comentarii. Dați thumbs up clipului dacă v-a plăcut, dați thumbs down dacă nu v-a plăcut. M-a ajutat tare mult o abonare, un share, un like, un comment. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați fost împreună cu mine până aici și până la clipul următor vă îmbrățișez, vă pup, să ne vedem cu drag și cu bine. Pa, pa!